Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial vom continua seria noastră de Crăciun cu acest model și anume căciulița lui Moș Crăciun care arată așa. Haideți să trecem la tutorial. Ok, pentru a începe acest model va trebui să facem 8 perechi albe și pentru a face o pereche luăm o piesă albă cu spatele și deasupra ei conectăm o piesă albă normală astfel. Facem 8 perechi din acestea și apoi le conectăm pe toate între ele. Astfel. Și acum scoatem piesa aceasta albă din partea stângă și o punem deasupra tot cu spatele, bineînțeles, și apoi completăm acest rând cu piese albe puse cu spatele. În total va trebui să avem 7 piese albe cu spatele în acest rând, da? Bun. Și acum vom adăuga încă un rând de piese albe normale deasupra, după care adăugăm deasupra acestui rând încă un rând de piese albe puse cu spatele. Ok. Și acum, în partea dreaptă, vom adăuga o piesă albă cu buzunar liber și încă una lângă aceasta, da? Astfel. Și acum, aici, vom pune două piese albe astfel, una cu buzunar liber și încă una normală lângă aceasta. Vedeți că vor veni în exterior și apoi tot restul rândului va fi format din piese roșii. Ok. Și acum deasupra acestor două piese albe vom adăuga o piesă albă pusă cu spatele astfel și apoi încă două piese normale exact așa. Iar aici în centru, deasupra pieselor roșii, va trebui să adăugăm cu o piesă roșie mai puțin pe fiecare parte, astfel că în loc de 8 vom avea 6. Astfel că vom pune piese albe în centru exact așa. Vedeți că și acestea vor fi cu o piesă în minus pe fiecare parte. Și apoi aici adăugăm cele 6 piese roșii. Astfel și vedeți că avem un spațiu liber între aceste piese, da? Între cea roșie și cea albă. Și acum vom pune deasupra piesei albe din stânga o piesă albă cu buzunar liber, exact așa. Și similar procedăm și cu piesa roșie. Apoi aici adăugăm piese albe cu spatele, însă cu o piesă mai puțin pe partea stângă. În total vom avea 4 piese albe. Și apoi aici adăugăm numai și numai piese roșii, da? În margine va veni așa, în partea dreaptă și astfel în partea stângă și aici adăugăm piese roșii. Ok, și acum vom adăuga 4 piese, pardon, 5 piese roșii aici deasupra, astfel că vom pune 4 piese albe puse cu spatele pe centru. Și acum adăugăm 5 piese roșii deasupra. Și acum în centru vom pune doar două piese albe cu spatele, apoi deasupra acestora vom pune trei piese roșii normale. Și aceasta va fi căciulița lui Moș Crăciun finalizată, da? Va arăta așa. Aici este un spațiu liber, însă din cauza tehnicii de construcție nu avem cum să-l lăsăm într-adevăr liber, dar eu zic că și așa arată foarte, foarte bine și aici se încheie tutorialul pentru încă o mică decorațiune de Crăciun. Sper că v-a plăcut acest model și că v-a ieșit și vouă dacă l-ați încercat. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu uitați să lăsați un comentariu mai jos, like, share și subscribe. Și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!